Bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi vreau să schimb și eu ștergătoarele de la BMW 420D, din cauza că... Ia auziți. A, ok, nu, acum nu s-aude. În fine, șterg foarte iurea și fac și zgomot și pui mai. Și ar trebui schimbate, așa că mi-am comandat altele. Sunt destul de scumpe, în magazin n-am găsit. A trebuit să comand online și le-am prins la un preț bun. Așa că o să le schimbăm, mă duc să le iau, că trebuie să le iau de la poștă. Și le schimb și o să vă arăt cum schimb ștergătoarele la mașina asta, pentru că nici eu n-am știut, a trebuit să mă uit pe YouTube. Așa că poate dacă aveți aceeași problemă ca mine, o să vă ajut eu. Da. O să vedem acum dacă reușim să le schimbăm, dar trebuie să reușim. Că nu e chiar așa greu să schimb două ștergătoare, sper. Așa că, da. După cum vedeți, este o zi destul de însorită, 14 grade avem acolo. E destul de călduț, să zic așa, nu e foarte cald, dar e ok, e ok vremea. De câteva zile, gen, e destul de cald, așa că punem puțin frână aici, stai să schimbăm, să schimbăm pe liber, de fapt. Și acum am uitat, dar trebuie să mă duc să dau ok, să pun ok într-o poștă, să livrez cum ar veni. Băgăm în întâia. Și după ce băgăm cheia, mergem să luăm și... Oh my fucking god, deci fix acum când filmam, a trecut mașina de poliție pe acolo, am apucat să o văd la limită, gen. Și am închis filmarea imediat. Așa că momentan mă uit în oglindă aici să văd dacă vin, dar se pare că nu vin după mine, ceea ce e perfect. Așa că mergem în continuare să livrăm cheia și să ne luăm și noi să ne luăm ștergătoarele să le schimbăm. Facem și noi stânga aici. Facem. Stai că vine o mașină din față. Uite. Așa, am pus și cheia în poștă, chiar acolo. Așa că hai să mergem mai departe. Vine o mașină de acolo, vine. Lasă că noi facem stânga aici. Marșalier. Să nu dăm în spate, să nu lovim ceva. Fântâna aia. Lasă că de lovit nu lovim noi, că mergem pe aici cum trebuie. Și acum mergem la poștă, luăm și noi ștergătoarele alea. Și nu vine nimeni, nu vine nimeni. Îi dăm pe aici, așa. Bă, aș vrea să-mi iau un GoPro, să fac și eu niște car vloguri, pentru că aș avea gen ce să filmez car vloguri. Dar să mai cresc un pic și așa pe YouTube și pui mai. Băgăm a treia, așa. Deci, mai avem puțin și ajungem la poștă, luăm ștergătoarele, mergem într-un loc să le schimbăm. Și o să vă arăt dacă am cum să vă arăt cum se schimbă. O să încerc. Am ajuns și cu ștergătoarele, gen, le-am luat unul de 600 și unul de 400. Stai, văd. Să nu spui că nu sunt amândouă. Da, sunt amândouă. Perfect. Hai să începem operațiunea. Deci, pui contactul. Stai, iei contactul. Pui contactul. Așa. Și acum îl iei și ții de maneta de ștergător în jos. Bro. What the fuck? Stai să mai încercăm o dată. Pui contactul. Ținem de ea în jos. Să vedem dacă se opresc. Ok, deci ar trebui să fie foarte simplu. Nu trebuie să ridic de ștergător din cauza că se zgârie vopseaua. Ridici puțin de ștergător, apeși peste și gen îl împingem acolo cum ar veni. Hai să încerc să fac asta. Gata. Unul l-am scos. Hai să-l aruncăm pe jos. Și acum îl punem pe ăsta nou. Nu prea am cum să țin camera să filmez, așa că asta e. Peste lungă am cumpărat ștergătoarele greșite. Ăsta de la BMW se cheamă A010S. Am cumpărat A555S, care nu sunt pentru mașina mea, în orice caz. Așa că azi am fost și le-am cumpărat pe celelalte. Bani aruncați pe geam, practic. Da? Da, așa înveți din greșeli.
trebuie să-mi fac o poză la ăsta să țin minte de care sunt, ca să le mai schimb, să... Da. O să le schimbăm acum și să vedem dacă sunt mai bune, dar sigur sunt mai bune. Gata, le-am și schimbat. Ăsta sunt alea vechi. Gen, apeși pe chestiile astea două. După aia iese de aici. Îl baci pe ăsta nou în cătarea asta. Împingi și după aia apeși peste. Se blochează, e foarte simplu. Numai că la mașina mea, gen, nu poți să ridici decât atât, ca să-l lovești aici. Și pui mai mult. De obicei am văzut că poți să le faci să se oprească undeva pe aici. Eu n-am reușit, așa că l-am schimbat așa. Asta trebuie să le arunc. Să le strâng, să le arunc și să vedem cum șterg ăsta la altă. Ia să vedem. O, altceva. Nu mai fac gălăgii. Este curat, gen. Că alelalte lăsau urme, făceau zgomot, era aer. Da, am făcut ceva bun. Am ștergătoare acum. Am codat și mașina. Ia uziți aici. Hop. Și în J-Life-urile luminează 100% acum. Se aprind și fog light. Sper că v-a plăcut, ne revedem data viitoare.